Vești extraordinare despre copiii familiei Furdoi. Vinerea viitoare, 27 ianuarie, Albert și Ruben vor veni acasă. Definitiv. Ne bucurăm mult pentru ei. Atât de mult și-au dorit asta, au suferit și s-au luptat. Îi mulțumim Domnului pentru că i-au eliberat. Dăm slavă Domnului și ne rugăm în continuare pentru că acest plan să fie materializat la timp. Ne rugăm în mod special pentru Lea. Va veni de două ori pe săptămână acasă. Asta este foarte bine pentru ea și pentru familie și este un semn bun. Ne rugăm mult să vină și ea cât mai repede acasă, definitiv. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare și bisericile dumneavoastră și să vă răsplătească. Domnul să-și zidească biserica lui. Echipa de inițiativă. Ben Oni Ardelean relatează pe Facebook. Rugăciunea și binele înving întotdeauna. 6 din cei 7 copii ai familiei Furdoi rămân acasă definitiv, alături de părinții lor. Continuăm lupta pentru Lea și sunt sigur că întreaga familie va fi curând împreună. Clipe grele, discuții pe toate palierele, rezoluții, proteste, unitatea românilor, credința și rugăciunea ne-au dat putere și speranță. Va fi bine! Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.